Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la cea mai iubită serie de pe acest canal, și anume comentez echipele abonaților. Înaintea acestui clip aș dori să vă anunț că echipele pe care o să le comentez sunt cele pe care mi le-ați trimis în grupul indicat, grupul de Facebook indicat de mine pe comunitate acum vreo 10 zile. Deci de atunci când mi-ați trimis voi echipele și în sfârșit le și comentez. Grupul se numește FIFA Mobile 20 Oficial România. Dacă încă nu sunteți înscriși în acest grup, eu o să vă las un link în descrierea acestui videoclip de la acel grup. Momentan avem de acolo, ca de obicei, 150 de echipe de comentat. După ce o să termin acest 150 de echipe, probabil în vreo 2-3 videoclipuri, o să comentez echipe și din alt grup de Facebook, FIFA Mobile România, care are vreo 30.000 de membri. O să cer și acolo echipele, încă nu le-am cerut, dar mai întâi să le terminăm pe aceste 150 de echipe pe care le-am primit pe acest prim grup. Va sta în felul următor comentarea acestor echipe. Aș putea spune că această serie, comentez echipele abonaților, este ca un serial, pentru că am ajuns la sezonul al doilea, cum s-ar spune, pentru că în titlu ați văzut comentez echipele abonaților 2. Sezonul al doilea, mai bine zis, pentru că acest sezon al doilea va avea mai multe episoade. Fiecare episod va dura fix o oră, deci fix o oră, băieții. O să țin cont de acest aspect și să vedem câte echipe voi reuși să comentez într-o oră. După cum vedeți, acest videoclip este într-o premieră live și vă spun să vă așezați confortabil pentru că veți avea de așteptat 55 de minute pentru ca unele dintre echipele voastre să apară în acest clip. Nu știu câte echipe voi comenta în acest clip, câte avem timp într-o oră, după cum vă spuneam, dar pentru a comenta și următoarele echipe, va trebui să strângem un anumit număr de like-uri, să zicem 150, pentru că am văzut că este foarte ușor să le strângem. Deci dacă facem 150 de like-uri la acest prim episod din sezonul al doilea de comentez echipele abonaților, va apărea și episodul al doilea din sezonul al doilea de comentez echipele abonaților. Dar deja am lungit-o cam mult, am furat vreo 3 minute din acest clip, deci haideți să începem cu prima echipă. Vreau să vă comunic că eu voi evalua echipele voastre după următorul criteriu. Sunt 11 jucători într-o echipă, corect? Fiecare jucător va primi un punct dacă eu îl consider că este unul dintre cei mai buni jucători din acest joc și se potrivește în echipa voastră. Dacă nu se potrivește în această echipă, o să scadă acel punct și să vedem câte puncte strângem la final. Deci notă maximă ar fi 11. Indiferent de overall, dacă aveți over mare și jucătorii nu sunt chiar tocmai buni, nu o să primiți nota maximă. Deci haideți să vedem la prima echipă. Echipa este de 122 overall, 210 chemistry, foarte ok că avem 210 chemistry. Începem cu Donnarumma în poartă. Un portar foarte bun după părerea mea, este top 3 portari, poate chiar cel mai bun portar din joc, deci punctul l-a câștigat. Trecem în linia apărării cu Davis, ăsta de la Bundesliga Rivals, este ok, primește și el punctul. Cannavaro, care îi dă chemistry destul de ok și lui Donnarumma și lui Davis și îi dă și celuilalt fundaș, nu este chiar foarte clară poza, dar este Rudiger aici de la evenimentul Easter, un fundaj decent, primesc toți până acum punctul lor și Urier, sau cum se citește el, este foarte bun de la Tottenham parcă, deci până acum ai luat 5 puncte. Mijlocul chiar îmi place, ai putea să schimbi dacă dorești acest jucător, Scholes, parcă de la Manchester United, este un Icons, ai putea să-l schimbi cu un Savagnier sau ceva de genul. Depinde și de skill-ul. Văd că îl ai pe Oxy de la Liverpool, care are box-to-box, din câte știu eu. Parcă are box-to-box, deci caută un jucător cu box-to-box. O să vezi următoarea echipe pe care o să le comentez și o să alegi din ele, probabil, un jucător. Deci acest jucător nu prea ar primi punctul.
chiar dacă este icon și chiar dacă este decent, nu prea merită punctul. Hai să zicem jumătate de punct ar merita. Atacul este foarte bun, nu schimba nimic la el. Și nota acestei echipe este 10-50, pentru că acel mijlocaș central ar putea fi schimbat. Trecem la următoarea echipă. Începem din nou cu Donnarumma. Din nou Davis, din nou Cannavaro, din nou Rudiger. Și acum cine este aici? Din nou această poză nu se vede foarte clar, nu știu cine este RB-ul. Dacă aș sta bine să mă gândesc, ar fi Odriozola. Nu sunt sigur dacă el este, oricum trecem peste. Scădem 0.50 sau nu scădem, o să vedem la final. Gnabry este foarte bun. Și LM-ul este ok. Da, îmi place echipa. Din nou acest jucător de la Manchester United pus mijlocaș central. Nota 10 primește echipa. Ai putea să schimbi RB-ul și CM-ul. În rest, super ok. Trecem la o echipă de 110. Este cea de-a treia echipă până acum. Poate voi reuși să țin pasul și cu numărul echipelor pe care le comentez, pentru a-mi fi mie mai ușor să văd la ce echipă am rămas pentru a continua, probabil în următorul episod. Îl avem pe Courtois în poartă. Din păcate este card base. Nu prea ar merita punctul întreg, hai să zicem 0.25 merită. Nacho este bun, Sergio Ramos mai bun, Alaba primește și el 0.25, nu prea îmi place. Și văd că este și 92, cam micuț pentru momentul acesta al jocului. Witzel, CDM și alt jucător de la Borussia Dortmund, CDM de la Easter, acel jucător. Ok, Sabitzer. Ar merge un Gnabry, dar Sabitzer are flip, nu cred că are flip-flop, dar are counter la Skirbus, ceea ce este mai ok. CM-ul este bun. Koke ar merge înlocuit cu jucătorul de la Easter, acel Guedes de 93 este mai bun, pentru că are flip-flop, sau chiar jucătorul de la Golden Week este și mai bun. Deci n-ar merita nici el punctul întreg, 0.50. Atacul este bun, deci nota ta este, am scăzut 0.75 cu 0.75, deci am scăzut un punct și 2 puncte, nota 9 din 19. Da, oricum echipa este bună. Trecem la o echipă de 113. Savic în poartă, foarte bun. E și el top 3. Nacho, Cannavaro. Jucătorul acesta cred că Deli, Koke, am vrut să zic Deli este el. Gnabry, uitați, Guedes, foarte bun. Din nou jucătorul de la Manchester United, CM. Alt jucător de la top, de la top transfer. Ok. Jucătorul de la Picnic Party, parcă Vlasic. Da. Benzema este decent, Rebic, da. Nota 10. Din total de 11. Trecem acum, atenție, la o echipă de 126, dar, după cum vă spuneam, nu prea va conta overall-ul în acest episod. Va conta foarte mult jucătorul. Și echipa asta este absolut perfectă. Donnarumma, maxim. Rudiger, maxim. Nu știu ce caută Roberto Carlos, pus CB, este LB, dar nu contează. Sergio Ramos, maxim, Gnabry, Gullit, Savagnier, Sancho, foarte bun și mijlocul. La atac fiți atenți. Best este pus left winger, nu contează, dar Luis Figo și Haaland, foarte rari acești jucători, fără discuții, nota 11, nu pentru că sunt acești jucători, dar sunt calitatea jucătorului, contează foarte mult în joc și ei sunt cei mai buni. Aproape cei mai buni pe poziție lor, ar fi mers să nu ai jucători out of position, dar clar nota 11. În sfârșit o poză clară, clară, Donnarumma, portar, Nacho, Sergio Ramos, Rudiger, văd că acest cuplu de fundaș este la cam toată lumea, îl folosiți mulți, e super bun,
folosiți-l în continuare. Machelele, foarte bun CDM. Witzel, și el este foarte bun. Ambii au Destroyer. Gnabry. Sancho, Zidane. Ok, dar Gnabry parcă are long shot. Sancho are attacking și Zidane are counter. Skill boost-uri diferite. Lasagna și cu Rebic se potrivesc perfect. Sunt din Italia. Adică sunt din Serie A, ca să înțelegeți voi. Au second striker. Da, nota este 11 pentru că jucătorii sunt foarte buni. Trecem la o echipă de 107 care nu va primi o notă chiar foarte mare pentru că jucătorii nu sunt wow. Portar este Ginevis, ceva de genul. Oricum, cred că echipa asta este bazată mai mult pe jucători ieftini, din câte văd eu pe aici. David Luiz, Maguire. Da, sunt și jucători din Premier League și jucători din Bundesliga, cred. Da, echipa... Nu o să stau să citesc fiecare nume în parte, pentru că nu sunt foarte cunoscuți jucătorii. Maxim, doi jucători sunt cunoscuți din toată echipa. Nota 6, din păcate. Încearcă să iei jucători mai cunoscuți, dar văd că nu prea ai buget și echipa asta nu știu dacă valorează 10-15 milioane. Nu prea ai jucat acest sezon serios ca să faci o echipă mult mai bună. LM-ul îmi place, în rest nu prea e cine știe ce. Trecem la următoarea echipă. 109. Arată decent. Nu foarte bine, dar arată decent. Portarul ar merge Donnarumma, dar e cam scump în perioada asta. Davis, Akanji, schimbă, scapă de el. Laport, la fel. Pavard, nu știu cât de bun este. Văd că te-ai dus predominant pe Bundesliga. Cu excepția portarului, cred. Kasic, Gnabry. Da. Echipa merită nota 9. Echipa de 113 acum. Deja am pierdut numărul echipelor, dar nu contează asta. Au trecut aproximativ un sfert de oră, 15 minute. Din acest episod trecem mai departe la o echipă bunicică. Să vedem cine este portar, este Leno. Nacho, Rudiger, îmi plac. Cancelo. De băiatul ăla n-am auzit. Nota 9 primește această echipă. E și Keita pe acolo, dar ar merge alți jucători. Și cred că ai văzut și înainte ce echipe au fost. Vei vedea și în continuare, dacă vei mai urmări acest videoclip până la final, ce echipe vor fi. Dar nota e 9. O echipă de 112 acum. David Luiz nu este cel mai wow apărător central. Rudiger este ok. Ar merge David Luiz înlocuit cu un Van Dijk. Poate de la Team of the Season, că va apărea în vreo 2-3 zile. Sau mai mult, va apărea Van Dijk. Salah, da, e echipa bună, dar e de nou nota 9.50. O echipă de 110 acum. Suarez, Mbappé, atacanți. Voi sunt ok. Neymar e ok și el. De Jong, foarte bun. Rakitic, Messi, out of position, dar e Messi și e bun. Piqué. Am înțeles că e decent fundașul ăsta. În continuare, a fost foarte bun la un moment dat, acum este decent. Guedes. Guedes, cum se citește, Courtois, e și el bun. Nota 10.50. Nu merită chiar 11, dar merită 10.50. Echipa de 120 acum, Nacho, Cannavaro, Rudiger. Bun, și portarul ăla de la Easter. Din nou merge înlocuit cu Donnarumma. Mijlocul
nu este chiar wow. Poate acest CDM, imediat o să ți-l măresc ca să-l știi. Nu o să-i citesc numele pentru că este neamț și nu mă pricep eu la germană foarte bine. Dar acest CDM ar merge el înlocuit, nu știu, cu altcineva. Werner și lasagna. Ok, nota 10. O echipă de 122. Din prima eu l-aș vedea pe Pjanic, nu mai este ce a fost. Nu mai este chiar wow. A scădea 0.25 decât. Deci doar 0.25 a scădea. Merită 0.75 acel Pjanic, pentru că are long passing, se potrivește cu Poti. Din nou Sancho, Zidane, Berardi de data aceasta. Ok. Lasagna și Rebic. Jucător la 100, foarte bine. Shire, sau cum se citește el. Sper să nu greșesc, dar sigur am greșit. Bonucci și Nacho. Bonucci încă este bunicel, mai ales că l-ai la 95, dar nota 10.75. Trecem acum la o echipă de 94, din păcate. Micuț overall-ul. Să mai crești în overall. Să te inspiri de la echipele precedente și echipele următoare. Nu prea am ce să evaluez la această echipă. Cam slăbuți jucătorii, ca și valoare. Și nota va fi 6, de încurajare, ca să mai crești în overall și în calitatea echipei. Acum o echipă de 110, cu Lasagna și Gomez. Andre Gomes, sau cum se citește, nu contează, Sensi. Ok, este bazată pe serie A această echipă și va primi nota 9, pentru că sunt unii jucători, o să ți arăt imediat, o să-i măresc pe fiecare pe care să-i schimbi. Portarul în primul rând, LM-ul în al doilea rând, poate și acest CDM din partea stângă, chiar și Sensi trebuie neapărat. RM-ul nu știu dacă ar trebui schimbat, apărarea e bună. Da, nota 9. 115 acum. Cu o echipă bună, chiar dacă Team of the Year a cam trecut de mult și Mane nu mai e ce a fost la început, sunt left winger mult mai buni. Dar totuși este în top acolo și Mane și Mbappé și Messi sunt în top toți. Și vor primi notă maximă toți. Mijlocul este bun. Denis Mann e bun că e român, dar în rest e, nu este top în joc și nu primește punctul. Nota 10 această echipă. Nici Saint-Maximin nu mai este ce a fost. Deci în rest apărarea e foarte bună și portarul. Deci nota 10. Din 11, atenție. 111 această echipă, o evaluez eu așa în mare și îmi plac toți jucătorii, cei drept, și o să-ți dau 10-50. Acum la o echipă de 122, apărarea este foarte bună, din nou Cannavaro, Donnarumma, Sergio Ramos și cine o fi ăsta, Caldara. Așa, că nu-l știam eu bine pe Caldara, l-am mai văzut și în echipele precedente. Dar CDM-ul ăsta nu prea îmi place mie și nu prea am auzit lucruri bune despre el. Machelele e foarte bun, Zidane, Berardi, Gedeș, Lasagna și Martial. Martianul ăla e bombă la 100. Da, nota 10. Schimbă CDM-ul pentru că nu este ce trebuie. Acolo poate poți să pui un jucător de la Easter sau mai așteaptă că vor fi CDM mulți pe la Team of the Season. Acum o echipă de 112 cu Donnarumma, Sergio Ramos, Nacho și inegalabilul Rudiger, da. Makelele, Rui Costa îmi place. Rui Costa este bun. Chiar dacă a fost el 86, l-ai făcut 91, dar e bun. Witzel, Guedes și cine e ăsta? Sar. Da, ok. Rebic și Lasagna. Dar nota 11, pentru că sunt jucători buni.
Acum, o echipă bună din nou, apărare 100% din Serie A și cu un Icon, Cannavaro, Berard, din nou Pjanic ăsta, care vă spuneam că nu este chiar top. Din nou o să scad doar 0,25. Dar cu ce AM-ul mai dezamăgit, CM, da, pentru că e 3-5-1, 3-5-1-1 echipa și nu există CM, este CM acolo. Da, mai dezamăgit cu acest CM și cu LM-ul, a scade și de acolo 0,25. Nota 9. Decât apărarea și atacul mi se pare super ok, Petit și Berardi. În rest, schimbă acești 4 jucători dacă poți. Nota 9. Trecem acum la o echipă de 119. O echipă bună, cu excepția portarului, nu prea am auzit eu de el. Langley, Nacho și Rudiger. E un cuplu de fundaj bun. Sancho, Witzel, foarte bine acolo. Gnabry, Zidane și un jucător necunoscut. De la Bayern Leverkusen, parcă de la top transfer, jucătorul. Cicharito acolo pus și cu Plea. Un cuplu bun de atacanți. Nu chiar foarte wow, dar e un cuplu bun. Nota 10 primește această echipă. Acum o echipă de 111, așa 1-1-1. Să vedem ce notă va primi. Va primi oare 11? Începem cu Pop în poartă. Foarte bun. Romagnoli, Sergio Ramos și Nacho. Până acum totul este super ok. Kluivert e bun în continuare. Sabitzer, foarte bun. Mai dezamăgit cu ăștia doi mijlocași centrale. Ambii sunt slabi. Ceameu slab. Și atacul foarte bun. Nota 9 din păcate. Ăștia trei jucători. 1, 2, 3 la rând. CM, CM, CM. Slăbuți. Schimbă-i. Cu orice care poate să fie ieftin, poate să fie scump. Vezi și tu ce ei. Poate ai făcut ceva pe la Golden Week. De când am eu echipa asta, poate i-ai și schimbat. Dar pentru această fotografie, pentru echipa de era atunci, nota e 9. După cum vă spuneam, echipele sunt de vreo 10 zile. Probabil le-ați schimbat, dar o să mai le comentez peste vreo lună încă o dată, după Team of the Season. O să le cer din nou pe toate grupurile posibile de Facebook. Dar trecem peste acest aspect, ajungem la o nouă echipă cu Handanovic în poartă. Probabil ai schimbat, probabil nu. Apărarea nu este deloc wow, decât jucătorul de la top transfer este bun. Probabil te-ai apucat de la Bundesliga Rivals să joci, pentru că în rest nu prea ai cine știe ce jucători. Nota va fi 9 pentru această echipă. Încearcă să schimbe anumiti jucători. Cei doi apărători centrali, în afară de jucători de la top transfer, și Handanovic ar merge schimbat, și CDM-ul ăsta de la nu mai știu ce event a fost. Acel event al cărui nume nu-l mai știu, dar nu contează, acel CDN schimbă. O să-mi aduc eu aminte pe parcurs numele eventului. 118 această echipă, din nou cu Rui Costa, Machiarele, foarte bun, Messi și Lasagna, Guedes, Witzel, Gnabry, Nacho, Sergio Ramos, De Vrij și Donnarumma. Da, nota 11 clar. O echipă de 111. Din nou acel Leno în poartă. Din nou parcă am mai văzut echipa asta. Nu, am mai văzut unii jucători. Aurier, Sergio Ramos și desigur Nacho. LB necunoscut. Arthur, numai aici a fost. Merge schimba cu un Rakitic, dacă mai intrau pe mine. Keita este decent și el, Neymar, și atacul este bun, nota 10. 118 această echipă, dacă văd eu bine acolo este marele Gică Hagi, desigur, 95 overall, Donnarumma, Rebic, Hagi, Angelino e bun, Kante, Petit, Berardi, Robertson, Alexander Arnold, Van Dijk, Rudiger.
Păi ce să zic eu de această echipă? Respect, pentru că l-ai avut pe Hagi de acum 10 zile. Și mult succes în continuare, pentru că nota este 11. 110. Acum, cu o echipă foarte bună la prima vedere, cu Milinkovic-Savic în poartă, cu Sergio Ramos, cu Nacho, cu Caldara, cu Makelele, Berardi, Guedes, Neymar, Messi, Mbappé și jucătorul acesta minunat, nota 11. Sau 10-50 schimbă CDM-ul ăla pe care l-am arătat puțin mai devreme. O echipă care la prima vedere nu este wow, dar poate deveni wow în timp ce o comentez. Ederson cred că este în poartă. Da. Din nou Delia acela parcă. Nu, acum este Cook în apărare. Christensen, Rudiger. Dar decât Christensen și Rudiger mi se par buni, Christensen la 95 plus e wow. Gnabry, bun. Ndombele, ok, nu l-am văzut până acum. Ali, foarte bun. Rice, ok. Sper că i-am citit numele bine. Abraham, atacant cu Martialu și Sancho. Nota 10 la această echipă. Și aproape am ajuns în prima jumătate a acestui episod, am ajuns aproape la minutul 30. Dar continuăm. Cu o echipă de 115, cu Kepa în poartă, înlocuiește-l cu orice. Nu mi se par deloc. Ok, Kepa, poate găsești tu ceva mai bun. LB-ul ăsta, Lewis, parcă l-a înghicit, da. De la St. Patrick's Day, foarte bun. Nu e foarte bun jucătorul, evenimentul a fost foarte bun pentru că am avut niște pecuri prin store și vă dați seama. Da, nu prea merită până acum, n-am început deloc bine. Ake nu e nici el foarte bun, Cancelo este ok, Rudiger, da, 2 puncte până acum, Oxy și cu cine este pe aici? Da, un jucător brazilian. Hai să-i dăm și lui punctulețul, 4 puncte. Messi, Benzema, Martial și Mane, ăștia au salvat nota 8.50. Încearcă să schimbi primii jucători pe care i-am zis, cei 3. 109 această echipă. Începem în poartă cu Donnarumma, dar e Donnarumma Team of the Week. Nu este bun acest Donnarumma Team of the Week. Donnarumma Player of the Month este bun. Da, echipa nu e chiar wow. Nici Donnarumma nu este, deci chiar dacă l-ai pe Donnarumma ca și nume, nu ai cardul ăla blană. Da, nota 8.50. Încearcă să schimbi majoritatea jucătorilor. Ai variante mult mai bune în fața ta, în fața echipei tale. Au fost vreo 20 de echipe, deci inspiră-te de la ele. Și inspiră-te și în continuare urmărește clipul până la final pentru că vei vedea echipe mult mai bune. Și acum, echipa este, poza aceasta este clară, echipa este decentă, haide să o analizăm. Începem cu portarul de la Easter, ok, Nacho, Sergio Ramos, Rudiger, cuplul ăsta fantastic, cred că va fi cuplul episodului. Guedes, Petit, Kimmich, ok, Savitzer și Zidane. Până acum am început perfect. Rebic, Lasagna. Da, dacă ai fi avut un Donnarumma în poartă, ți-aș fi dat nota 11, așa îți dau nota 10-50 și noi trecem la următoarea echipă. De 110, Van Dijk. Van Dijk, e bun. Rudiger. Mi se pare mai bun Rudiger decât Van Dijk ăsta Team of the Year. Van Dijk este bun doar cardul Team of the Week, cel de 89 și cardul Ultimate Team of the Year. Pop în poartă. Ok. Kimmich și Gnabry. Foarte bine. Madison, Vardy. Ok. Ndidi, Saint-Maximin și Martialu. Nu știu ce să zic, nota, hai să zicem nota 10. Da, acum o echipă mai șmecher făcut fotografia. Nu vrea să ne arate dacă este echipa sa.
Trebuia să ne facă poză în meniul principal, poate și-a pierdut contul între timp și are un cont mai mic sau ceva de genul, poate ăsta o fi contul mai mic și are un cont mai mare și ni l-a arătat deja. Oricum nu contează cum ne-a făcut poza, noi îi comentăm echipa. O mai mărim și noi ca să o vedem mai bine. Bendor. Da. Nu prea îmi place mie până acum ce văd, decât acest jucător de la Top Transfer. Gnabry nu e bine pus acolo. Nota 8. 121 și haideți să zicem acum o notă mai mare decât precedenta. Ronaldo, left winger de la Lunar New Year. Foarte bine. Rebic, Messi, foarte bine până acum. Savagnier, Zidane și Valverde. E foarte bun acest Valverde. Creșteți-l la 95 dacă îl doriți. Este un mijlocaș central foarte bun din La Liga. Are captain la skillbus, ceea ce e excelent. Cel mai bun skillbus pentru mijlocașii centrali. Carvajal și Marcelo, benzile apărării. Cannavaro și Sergio Ramos și desigur inegalabilul Donnarumma. Clar nota 11 la această echipă. Trecem acum la o echipă de 113 care arată foarte, foarte bine. Cu mici excepții, goalkeeperul, acest apărător, uitați-l, acesta, ai putea tu să-l schimbi. Icone, nu prea este cel mai wow. Da, nota 10 o să-ți dau. Și trecem și noi la următoarea echipă. Henry și un băiat de la Easter, atacanți. Dar nu prea arată wow această echipă. Courtois la base. Din nou CDM-ul ăsta pe care v-am zis să-l schimbați. Am mai zis să mai schimbe lumea. Da, nota 9 primește această echipă. Trecem acum la o echipă de 110. Aceeași echipă, da, nota 9, o echipă de 114 acum. Portarul ăsta, din câte am auzit eu, este înalt, este bun. Nu știu în gameplay cum este, dar are o înălțime bună, ca și înălțime este bun. Cancelo, Rudiger, Nacho, Marcelo, Rakitic, Partey și Vasquez. Da, echipa e bună, nota 10. O echipă de 119 care are, bineînțeles, un cuplu de fundași excepționali. Are un mic defect toată echipa asta, o să vi-l spun imediat. Donnarumma în poartă foarte bun. Nacho, Ramos și cu Rudiger. Apărare, excelent. Atacanții, Rebic și cu Lasagna. Vlasic, CM-ul. Benzile mijlocașilor. Benzile mijlocului, ca să spunem așa. Guedes și Gnabry. Ok. Savagnier, bun. Și Makelele. De ce l-ai pus tu mijlocaș central în loc să-l pui CDM? Da, pentru că nu ai CDM în această echipă, asta ar fi explicația cea mai logică. Nota 10-50 primești. Trecem acum la o echipă de 115 cu Koke în partea dreaptă a apărării, cu Nacho. Ai fi vrut tu să fie Ramos, dar e Nacho. Ramos e peste Nacho, după părerea mea. Rudiger și Jordi Alba. Wow! Portarul schimbă-l, Rakitic, Arthur și Vasquez. Destul de decent, nu e de notă maximă, dar o să vezi nota la final. Correa, Mertens și cu jucătorul ăsta de la Rivals Bundesliga. Nota 9.
O echipă de 123 care arată foarte bine. Începem cu atacul pentru că e foarte bun. Rebic și Lasagna. Foarte bun că e ieftin, da. În joc știți că există jucători peste ei doi. Cum ar fi Messi la Liga Rivals, este peste amândoi la un loc, cred. Berardi. Bun. Guedes. Savagnier. Vlasic și un jucător de la Carnibol, nu prea l-am văzut prin acest video până acum. Și cu portarul, ăștia doi ți-ar scădea nota la 10. În loc să iei 11, ai luat 10 pentru că jucătorii ăștia doi te-au dat puțin în jos. Trecem acum la o echipă de 111. Goalkeeper. Băi, e bun goalkeeperul, dar nu este în top 10 și nu va primi punctul deloc. Langley, Nacho, Carvajal și cu domnul ăsta de la Easter, nu o să-i citesc eu numele, dar vi l-am arătat. Herrera, oho, de la UCL din noiembrie parcă, da, vechi jucătorul, da, sunt mulți, mulți mai buni peste el. Saul, de exemplu, de la Carnival, dacă tot te interesează box-to-box, că l-ai și pe Arthur. Nota 9 primește cu această echipă, Paco Alcácer ar merge și el înlocuit, desigur. Trecem acum la o echipă de 110. Donnarumma, bun. Apărare bună. Sabitzer, bun. Angelino, bun. Machelele lui Costa și Witzel, foarte bine. Hulk și cu Plea. Ăștia doi pierd acolo ei frumos niște sutim și nota este 10-50. Da, o echipă bună acum, 124, nu doar overall-ul este bun, este și echipa bună. Începem cu Courtois, îl ai la 98, ceea ce îl face foarte bun. Marcelo, Ramos, Nacho, Carvajal, foarte bine. Saul, despre care vă vorbeam, Rakitic, nu, De Jong, mă scuzați. Modric, ok. Isco, Benzema și desigur Bale. Ești un fan Real Madrid înfocat. Ai un singur jucător de la Barça și un singur jucător de la Atletico Madrid. În rest, Real Madrid total. Nota 11 și felicitări. 113 această echipă. Goalkeeperul v-am mai spus că nu este bun, nu e în top 10. Ramos și cu Nacho fac un cuplu bun de fundași centrali, dar acest Elvedi nu este deloc ok. Gnabry și din nou acest jucător de la top transfer este eliminat din planul notei. Da. Domnul striker de la Carnival, Inaki, parcă ceva de genul, este bun. Vi-l recomand. Dar nota în media a echipei este de 8-50. Ai unii jucători foarte buni, dar unii jucători foarte slabi. Și unii medii. Da. Trecem acum la echipa aceasta de 115. Cu portarul care va trebui schimbat, cu Lewis în apărare care este ok, dar Robertson e peste el. Și la buget e peste el, logic. Rudiger și cu Nacho. Foarte bine. Cancelo. Mijlocașii nu sunt wow pentru că l-ai pe Rui Costa la, doar la 90. Atacul e decent, nota 9 și această echipă. Trecem acum la o echipă de 122 cu Donnarumma portar. Foarte bun. Hernandez. LB. Bun. Aurier. Aurier, ceva de genul. Bun și el. Ramos, Nacho. Ok. Rakitic, Saul, Zidane. Ce mijlocaș. Wow, wow, wow. Messi, Rebic și cu Mane. Finalizează echipa asta de nota 11. 117 este următoarea echipă. Am ajuns la minutul numărul 40. Cred. În teorie cam așa ar trebui să fie, nu știu câte echipe am reușit până în acest moment să comentez.
dar o comentez și pe aceasta de sigur, pentru că mai avem vreo 20 de minute, aproape 20 de echipe putem comenta în aceste minute. Și această echipă este cu Donnarumma în poartă, cu Ramos și cu Nacho în apărare foarte bine. Aici e Odriozola, foarte mișto, nu e as. Da, e as, Piricueta, ceva de genul. Nu prea l-am mai văzut eu la alte echipe până acum. Am crezut că e Odriozola pentru că el avea un card pe la Star Pass. LB-ul ăla ar merge el înlocuit frumos. În rest, echipa e super bună, nota 9 primești și tu. Hai să zicem 9.50 cu indulgență, cu încurajare să schimbi jucătorii ai alți. Da, Donnarumma e bun, Ramos, Rudiger, Nacho, desigur. Apărarea asta pe care o văd la toată lumea. Gnabry, Machelele, Zidane, Sancho, Martial. Până acum totul e perfect. Și acum vin acești jucători care te dau în jos, Rice, CDM-ul și King Striker-ul. Nota 10 vei primi pentru că acești jucători te scad. Sunt slăbuți. 112 această echipă, Cannavaro, singur jucător bun din toată apărarea, nici portarul nu-i bun. Gnabry, Witzel, cam atât. Kostic poate și el bun, Royce și Piatek. Nota 8. Pentru că acești doi jucători trebuie schimbați din apărare, trebuie schimbați DM-ul, trebuie schimbat CAM-ul și cam atât. Da, e nota 8. Și goalkeeper-ul, desigur. 112 acum cu Carvajal, cu Ramos și cu Nacho. LB-ul merge schimbat, goalkeeper-ul la fel. Herrera este bun. Dar din nou, din vremuri, de acum 100 de ani, din noiembrie, după cum vă spuneam, Arthur, mi se pare că am mai văzut echipa asta, nu știu, zic și eu așa, mi se pare că am văzut-o, atacul parcă este puțin modificat, nota este 9, pentru că ți-am spus, trebuie să schimbi anumiți jucători. O echipă de 101 acum, wow! Dar văd că ai mulți master, de ce ai tu doar 101 skill boost-urile alea? Doar de 8 skill boost, wow! Chiar că nu te-ai apucat de mult de acest joc. Portarul Sirigu sau ceva de genul e... Nu e de top 10, clar. Nacho este bun, Carvajal este bun, ceilalți doi nu sunt buni, cei din apărare. La ăștia mă refer, Vasquez este bun, restul nu sunt buni. Vinicius, da, atacul este bun. Nu știu ce să zic, nota 8, aș zice. Și overall micuț, și skill boost-uri micuțe, și jucători nu prea buni. Da, clar, nota 8 era. 115 această echipă și, atenție, nu e Cannavaro în apărare. Dacă asta vă imaginați să spun, este jucătorul de acum, de la Icons. O să-mi aduc aminte imediat cum îl cheamă, nu se vede bine în fotografie numele. Oricum e foarte bun jucătorul, vi-l recomand și vouă, e jucător de 88 de la Icons. Ramos lângă el, bun, Akanji, să zboare din echipa asta, Donnarumma mai bun. Și CDM-ul ăsta din partea stânga lui Zidane este slăbuț. Nu știu cum ai făcut să-l ai pe Ibrahimovic acolo striker, probabil l-ai cumpărat. Rebic, ok. Și nota ta va fi tot ok, va fi 10. Da, încă nu mi-am adus aminte cum îl cheamă pe jucătorul ăsta de 88 care a fost de la Icons, l-ai făcut un 92. O să-mi amintesc eu până la finalul clipului, poate îl mai văd la altcineva și o să fie și poza mai clară. Romagnoli, Nacho, Ramos. Am mai văzut cuplul ăsta. Din nou portarul minunat de la Easter. Mijlocul am de comentat puțin la el. Acest CDM nu este bun. L-am mai văzut, dar nu este bun. Atacul e bun. Nota 10. 115 acum cu Kepa, care va trebui înlocuit, desigur. Nacho. Otamendi, dacă văd eu bine pe aici, Rudiger, ok, ok.
Gnabry, Ikone, Arthur Guedes și jucătorul ăsta de la Rivals, Bundesliga, împreună cu Plea. Da, 10 este nota. Schimbă jucătorul de la Bundesliga Rivals, CM, și pe Kepa. În rest, lasă așa echipa. Dacă vrei, dacă nu, poți să mai schimbi. Dar eu îți dau nota 10, am evaluat echipa. 114. Donnarumma, Ramos, Nacho și desigur jucătorul de la Top Transfer, al cărui nume nu-l mai pronunț pentru că știu că îl greșesc. Shire. Nu m-am putut abține să nu-l pronunț, dar Gnabry, Guedes. În rest și Witzel. Ăștia doi ar trebui schimbați, Pablo și cu celălalt, CDM, de la Easter. Atacul, din nou, e decent, dar nu este foarte, foarte bun și nota va fi 9. 50. 104 această echipă. Mă uit după jucătorii cunoscuți, că jucători necunoscuți ai cam mulți. Martial. Pop. Top transfer, jucător de 97 în apărare. Doar 3 jucători cunoscuți. Hai să zicem și left winger-ul e foarte bun. Nota 7. 6.57, ceva de genul. Ar trebui să schimb mult la acea echipă. Ok, am salvat-o de 2 ori sau mi-ai trimis-o de 2 ori. Nota 7, îți mai zic o dată. Mendy, Ramos, Nacho și Pavard. Goalkeeper-ul zboară. Makelele, Sabitzer și Guedes. Dacă dorești, goalkeeper-ul zboară, desigur. Dacă n-ai bani, lasă-l acolo. Dar văd că ai vreo 10 milioane. Hagi. Respect. Close. Bun. Sau close. Rebic. 10 e această echipă. Ți-am zis ce să înlocuiești. Decât goalkeeper-ul. Și poate close. 118 această echipă. Haideți să o evaluăm. Goalkeeper-ul ar trebui să fie înlocuit. Caldara e bun. Ramos și cu Nacho desigur foarte buni. Witzel, Sabitzer, Zidane, Makelele, Guedes, Plea, Hernandez, Zis, Cicharito. Da, în nota 10-50 primește această echipă. O echipă de 106 acum. Din nou mă uit după jucători cunoscuți și văd că nu am niciunul. Poate Thiago și cu chimic. O să-ți dau nota 6, dar la jucători din top 15 pe poziție lor doar 2 ai, deci doar 2 jucători din 11 în top 15. Ar trebui să schimb mult la această echipă. Îți dau nota 6 mai mult pentru overall și că n-am dat notă mai mică în acest clip. Și acum, desigur, după o echipă slăbuță, vine o echipă extrem de bună. Care îl are pe Cannavaro, pe Ramos și pe Rudiger, pe Best, pe Sancho, pe Gullit, pe Zidane, pe Savagnier, pe Messi, pe Rebic și pe Donnarumma. Păi ce să zic eu despre această echipă? E nota 11, că e foarte bună. Și la overall și la jucători e foarte bună. Bravo. 109 această echipă cu Mendy, cu Nacho, cu Umtiti, cu domnul Nelson Mondială, da, Nelson Semedo, Bale, Poti și Guedes, Rui Costa, Henry și cu un atacant de la eventul ăsta Easter, goalkeeper, schimbă. Nota 10 îți dau pe această echipă. O echipă de 104 acum. O să vă spun eu pe chatul premierei la finalul clipului, pentru cei care rămân, câte echipe am reușit să comentez. Mai avem vreo 10 minute de comentat echipe, deci mai pot comenta vreo 10-12. Dar hai să comentăm pe asta mai întâi.
dacă am ce comenta la ea, pentru că sunt mulți jucători pe care trebuie să-i schimb, să cauți altceva. Sterling. Nu e wow. Hernandez, striker, nu. Nu-i nici el wow. Da, o să-ți dau nota 7. Ai doar un Neymar pe acolo care era foarte bun. Nacho Ramos, dar nu e Ramos la bunul, e Ramos nebunul, da, de la campania lui Zidane. Da, nu prea ai tu cine știe ce pe aici. Să o spunem așa direct, ai doar un Henry, doar un Nacho și un Guedes care sunt buni, poate și mijlocașul dreapta, în rest și Poti. Dar în rest nu prea merge treaba. Nota 8. 111, îmi place echipa asta. Hai, poate îl nimerim pe jucătorul ăsta. Din nou îl găsim aici. Și nici acum nu se vede poza. Clar, poate din cauza că am mărit-o. O să vă spun pe premieră, dacă nu o să-mi spună cineva pe acolo cine este. Dar îmi place că ești fan Leicester. Ai aproape toată echipa de la Leicester. Și pentru acest lucru, eu îți voi da nota 9. 50. Jucătorii nu sunt toți, dar ești fanul Leicester și cred că nu o să schimbi această echipă prea curând. Poate cu mici schimbări de la Team of the Season și eventuri viitoare de la cu jucători de la Leicester, în rest nu cred că o să schimbi ceva. Cannavaro, ok, Cuadrado, Rui Costa, Rebic, da, sunt jucători buni, dar sunt și jucători slăbuți, Ronaldo e bun, desigur. Da, o să-ți dau nota 10. Ar merge modificat, domnul Fabian, domnul de la, tot de la evenimentul Carnival, l-am mai văzut pe acest jucător. În rest, nu prea ai ce să modifici pentru că ai o echipă bunicică și în apărare și în atac și poarta e foarte bine apărată de domnul Donnarumma. Da, nota 10 la această echipă. Trecem acum la o echipă de 113. O să spun direct nota și o să spun și ce să modifici. Da, nota va fi 9 și vei modifica goalkeeper-ul. Vei modifica, schimba, dacă îți place acest termen, CDM-ul. CDM-ul ăsta, altul, vi-l recomand dacă sunteți în căutare de CDM cu intercepții la skill boost din serie A. Schimbă atacanții. Da, de asta este nota 9. O echipă de 115, acum cu 2 icon, dintre care unul este Prime Icon, Zidane Prime Icon-ul, celălalt icon este domnul Makelele. Donnarumma, Davis, Rudiger, Caldara, din păcate un jucător necunoscut aici, Trimel, în viața mea n-am auzit de el, Cicharito, împreună cu Rebic formează cuplul strikerilor, Gnabry cu domnul Kostić sunt benzile mijlocului. Nota 10-50 pentru RB, îți dau nota asta. În rest era ok, da? Această echipă parcă am mai evaluat-o odată sau nu, mi se pare mie. Neymar, Mbappé, Messi, parcă era Mané, Mbappé, Messi. Ok, atacul. Donnarumma foarte bun, Marcelo, Nacho, Ramos, Odriozola de la Derby, Arthur, Valverde și Modric. 10-50 îți dau și trecem la următoarea echipă. De 108. Această echipă cu Handanovic portar, cu Akanji în apărare și cu Diallo, amândoi schimbăi, Cancelo și cu Davis, completează linia apărării, sunt buni ei, lasă-i pe acolo, Kante este bun, dar de ce l-ai pus tu mijlocaș central când el este CDM, nu știu, ceilalți doi din linia mijlocului sunt slăbuți, schimbăi, Pozuelo, slăbuț, Klos, slăbuș și el, nu e foarte bun. Cicharito este bun și nota va fi 7 la această echipă.
Acum o echipă de 124. Care îți voi zice din start că ei nota 11. Stark este foarte bun. Nu l-am văzut până acum, dar este foarte bun. Da, echipa e bună, inspirație-o de la această echipă. Dacă aveți nevoie de jucători, eu i-am dat nota 11, pentru că e foarte bună. O echipă de 120 acum, cu Cannavaro, Ramos și cu băiatul de la Top Transfer, Shire, din nou i-am citit numele, greșit, bineînțeles, Donnarumma, Angelino și cu Messi, Gerrard. L-am găsit în sfârșit pe acest mijlocaș central care este top. Top 1, da, e cel mai bun mijlocaș central din joc, acest Gerrard, are captain la skill boost și e foarte bun, mai ales că e icon și dă și chemistry, nu chiar full chemistry la toți de pe lângă el, cum de Zidane, dar dă chemistry pe acolo. Și vei avea 270 fără probleme la chemistry cu 3 icon în această echipă și nota, bineînțeles, este 11. O echipă de 103 acum, care va primi nota 7 pentru că nu prea ai jucători cunoscuți buni în această echipă. Schimbă majoritatea echipei. Joacă și tu serios la Team of the Season și la Golden Week cât a mai rămas din event, vreo 5 zile. Pentru că vei face o echipă mult mai bună dacă vei juca la aceste eventuri. Acum o echipă de 116. Jordi Alba, Ramos, Nacho, Carvajal, Savagnier, Rakitic, nu Rakitic, De Jong, mă scuzați. Neymar, Messi, Benzema, Isco, Donnarumma. Da, vă spuneam, echipa e foarte bună și nota 11, clar. Și o echipă de 127 la care mă voi opri în acest episod. O voi comenta și restul continuăm în episodul următor, dar asta va depinde numai de voi. 150 de like-uri la acest clip și apare și episodul al doilea. Din sezonul al doilea de comentez echipele abonaților. Haideți să comentăm această echipă care este foarte bună și îi voi zice din start nota 11. Hai să numărăm icon în primul rând. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5 din 11. Extraordinar. Carvajal, Cannavaro, Ramos, Robertson. Foarte bun, inspirație-vă de la acest cuplu de fundași. Donnarumma, Gullit, Zidane, Valverde. Gullit și Valverde, să știți că are captain. Best și cu Overmars, ceva de genul. Cristiano Ronaldo. Team of the Year simplu, nu Ultimate Team of the Year. În nota v-am zis că este 11. Probabil îl vei modifica pe Ronaldo Team of the Year cu Ronaldo Team of the Season. Probabil, dacă va avea second striker, sigur vei face asta. Următoarea echipă ar fi fost aceasta de 109, dar la acea echipă de 127 ne oprim în acest episod. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem probabil la următorul episod, care poate fi mâine, poate fi peste 2 zile, depinde doar de voi. Haideți să strângem 150 de like-uri la acest clip pentru a apărea și episodul al doilea, pentru că mai avem destul de multe echipe de comentat. Vă scriu pe chat, pe premieră, câte echipe am comentat, poate vă scriu și pe comunitate, poate și pe Instagram, urmăriți-mă unde doriți voi, dacă se poate peste tot, dacă doriți, nu vă oblig. Pe Instagram mă găsiți florentin.gabriel.02 pe contul personal, pe Facebook Florentin Gabriel Florea. Pagina de Facebook Florentin YouTube. Înscrieți-vă și în grupul de Facebook FIFA Mobile 20 Oficial România și dacă doriți și în grupul FIFA Mobile România de 30.000 aproape membri. Cam acesta a fost primul episod din sezonul al doilea, cum v-am spus la începutul clipului, de comentez echipele abonaților. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem cu bine la următorul videoclip. Până atunci, toate cele bune! Pa, pa!